calitate înainte de toate. Peste 20 de ani de experiență, am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii noștri. La MaviProd beneficiez de soluții complete pentru industria forestieră, agricolă, construcții și servicii energetice, servicii cu acoperire națională, piese originale cu livrare rapidă, suport tehnic și consultanță, siguranța unei colaborări eficiente. MaviProd, un partener de încredere. Acum comercializăm și piese de Dacia. Mândra noastră cea frumoasă, scoate capul pe fereastră. Și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Sunteți în căutare unei tâmplării de calitate la cel mai avantajos preț? Pavio este soluția ideală pentru orice buzunar. De peste 15 ani în domeniul tâmplăriei din PVC, Pavio garantează clienților săi ferestre și uși de înaltă calitate la cele mai mici prețuri. Două game de produse, economic și premium, termen de execuție 7 zile, montaj și transport gratuit în întreg Ardealul. Ne găsești în Reghin, strada Ernuțeni, numărul 138, vis-a-vis de Delta Term, de luni până vineri, între orele 8 și 17. Pavio, ferestre mândre din Ardeal. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni. Sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile?
sesizează orice eveniment important pentru Reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Vineri 26 septembrie a avut loc la Reghin Bursa Locurilor de Muncă. Pentru această acțiune s-au prezentat 214 participanți. La sediul AJOFM au fost prezente 13 firme din Târgu Mureș și Reghin, care au pus la dispoziția celor prezenți peste 70 de posturi vacante. Zi așteptată cu nerăbdare de cei aflați în căutarea unui nou serviciu. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat vineri 26 septembrie Bursa Locurilor de Muncă la Reghin. Pentru aceasta, la sediul din Strada Republicii s-au prezentat 214 persoane din municipiu și din zonă. 198 au fost intervievate, iar 39 au fost selectate în vederea angajării. Am făcut curs de asistent medical generalist, dar din câte am văzut nu este pentru profesia mea, nu este un loc de muncă vacant. Aș fi vrut florar, atunci legumicultor cel puțin, că încă nu știm în ziua de astăzi pe ce putem să ne bazăm, că să avem un viitor cât de cât asigurat, dar eu locuiesc la țară, locuiesc la Luieru și cred că ăla ar fi viitorul meu cel puțin. Aveți experiență? Ați mai lucrat în domeniu? Nu, eu am în seră de un an de zile, numai, sunt doar la început, dar totuși aș vrea să am un curs de calificare, să mai învăț lucruri noi. Deocamdată ce se oferă nu mă avantajează absolut cu nimic, nu mă încadrez în ce... Ce anume ați fi vrut? Păi, ce am terminat eu, de exemplu. E mai la tur, dar aici nu este și... Am mai lucrat în mobilă, dar nu am găsit de mobilă aici, nu am văzut. Eu sudor și dânsii caută de mult sudor, dar depinde acum să vedem dacă ne-am putea înțelege și cu programul și cu... Dar așa, pe total, vi se pare oferta bună? Păi oferta mi se pare bună, dar păi experiența am avut 40 ceva de ani. Și sudor autorizat de amă, gândeam că poate ajungem la o înțelegere. La ediția de anul acesta a Bursei Locurilor de Muncă la Reghin s-au înscris 13 firme din municipiu și din Târgu Mureș, care au pus la dispoziție peste 70 de posturi. Majoritatea locurilor ofertate au fost pentru cei cu studii medii, școli profesionale și lucrători necalificați. Domeniile în care se caută personal sunt silvicultură, confecții textile, mecanică, autoindustria lemnului, resurse umane, dar și altele. Avem foarte multe posturi. În momentul de față avem atât pe partea tehnică, în producție, ca electrician, electromecanic, avem și pentru stivuitoriști, operatori utilaje. Pe partea asta se caută mai multe persoane cu experiență, însă și tineri care doresc să se formeze și să evolueze profesional. Și totodată avem și pe partea de birouri, de office, unde căutăm specialiști de resurse umane, căutăm gestionari și tineri ingineri care au absolvit facultate și doresc tot așa să se ia firme profesional la noi. Avem un post de consilier vânzări pentru Reghin sau Târgu Mureș și două posturi de agenți vânzări. Deci pentru prima este cerința minimă studii superioare și pentru cea de-a doua sunt minim diploma de bacalaureat. De obicei participăm la astfel de acțiuni și câteodată avem succes, câteodată nu, depinde de locație, depinde de perioadă, de oameni. După încheierea bursei, din cei 198 de intervievați, 39 au fost selectați în vederea angajării. Bursa Locurilor de Muncă oferă participanților oportunitatea de a se afla față în față cu angajatorii și astfel cresc șansele de a obține locul de muncă dorit.
Nu trebuie să ratați ediția din acest an a Zilei Recoltei, programată pentru sâmbătă 27 septembrie, pe platoul din fața fermei Pomicole, numărul 3. La eveniment sunt așteptați producători din Reghin și împrejurimi. Organizatori sunt Fundația Cultural-Umanitară Vioara, Primăria și Consiliul Local Reghin. E vremea să ne bucurăm de recolta acestui an. Fundația Cultural-Umanitară Vioara, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Reghin, organizează sâmbătă 27 septembrie, Ziua Recoltei, ediția 13-a. Sărbătoarea va avea loc pe platoul din fața fermei Pomicole numărul 3. Își vor prezenta oferta de sezon, fructe, legume, brânzeturi, most, vin, mierde, albine, etc., producătorii din Reghin și din împrejurimi. De asemenea, la Ziua Recoltei se pun murături, se fac dulcețuri, compoturi și zacuscă. Iar de poftă găsiți castane, boabe de porumb fiert cu zahăr, bostani copți, pâine cu untură și ceapă. Vizitatorii vor avea parte de un spectacol de muzică populară cu cei mai cunoscuți și apreciați artiști din zonă, dar și rapsozi populari de pe toate cele trei văi din zona Reghin. În cadrul evenimentului, de la ora 9:30, va avea loc și Festivalul Cântecului și al Obiceiului Străbun, precedat de momente artistice cu soliști locali, la început de carieră sau consacrați deja, acompaniați de Orchestra Casei de Cultură Eugenicoară, astfel Maria Neag, Anca Branea, Vasile Crișan, Corina Florea Covaciu, Dan Aurelian Ștefan, Doru Pop, Sorin Pantea, Antoniu Rusu, Dumitru Gliga, Ana Crișan, Gheții Ianoș, Dea Corșoio, Gabriela Merdar, Cristina Fărcaș, Violeta Man, Georgiana Pușcaș, Bianca Pop, Ilinca Fărcaș și alții. Ca în fiecare an, Parada Portului Popular se va face cu plecare din centrul orașului de la poștă la ora 13, în acordurile fanfarei Reghin. Dar asta nu e tot. Bunătățile culinare vor fi la loc de cinste. Se va desfășura și un concurs de gătit, sarmale, guiaș, plăcinte și gogoși. Se poate înscrie orice echipă, minim 3 persoane, din Reghin sau din împrejurimi. Organizatorii asigură ingredientele de bază, întrețin focul, aduc vesela, iar participanților le revine doar talentul într-alegătitului. Numeroasele premii și marele premiu Sărmăluța de Aur sunt surprize la fața locului. Fermele organizatoare oferă ca în fiecare an tuturor pensionarilor prezenți câte 6 kg de mere pe baza cuponului de pensie și a cărții de identitate. Evenimentul va fi prezentat de Maria Butile Bonzar și Marius Ciprian Pop. Se dă startul săptămânii prevenirii criminalității, ediția a noua, care va avea loc între 29 septembrie și 3 octombrie. Manifestarea derulată de Poliția Română are rolul de a reaminti comunității importanța atitudinii preventive și rolul fiecăruia dintre noi la menținerea gradului de siguranță pe care ni-l dorim. Fiecare zi a săptămânii este dedicată unei teme. Mai prezenți în mijlocul cetățenilor, mai insistenți în sfaturi de prevenire a infracțiunilor. Așa intenționează să fie polițiștii reghineni în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, ediția a noua. Acțiunea se derulează între 29 septembrie și 3 octombrie, iar oamenii legii vor avea în fiecare zi o temă și persoane cu care se vor întâlni pentru sfaturi și recomandări. Luni și marți, polițiștii vor fi în școli. Luni 29 septembrie, împreună cu psihologii școlari, polițiștii de proximitate vor participa în cadrul unităților de învățământ pentru a desfășura activități cu tema prevenirii delincvenței juvenile. Marți 30 septembrie vom desfășura activități tot în unitățile de învățământ pe tema prevenirii victimizării minorilor. Miercuri și joi, polițiștii reghineni vor fi văzuți în acțiuni stradale pentru a le vorbi cetățenilor despre furturi și violențe. Miercuri 1 octombrie vom desfășura activități stradale. În cadrul acestor activități vom avea întâlniri cu cetățenii, cu președinții asociațiilor de proprietari, vom purta discuții și vom distribui materiale privind prevenirea furturilor. Joi, 2 octombrie, polițiștii de proximitate, împreună cu lucrători din cadrul Biroului de Investigații Criminale, vom desfășura activități stradale cu tema prevenirii infracțiunilor comise cu violență. Ziua de vineri este rezervată prevenirii neplăcerilor care pot să apară în trafic. Toată săptămâna, în schimb, vor fi în atenție și hoții de produse agricole. Vineri, 3 octombrie, polițiștii de proximitate împreună cu polițiști din cadrul biroului rutier vor desfășura activități în unitățile de învățământ cu tema siguranța rutieră. În cadrul acestei săptămâni vom desfășura o serie de activități și de acțiuni pentru combaterea furtelor de produse agricole. Săptămâna prevenirii criminalității este o manifestare simbol a activității preventive și are rolul de a reaminti comunității importanța atitudinii preventive și rolul fiecăruia dintre noi la menținerea gradului de siguranță pe care ni-l dorim.
Casa de ajutor reciproc din Reghin oferă acum și servicii funerare complete la prețuri mai mici decât la magazinele de specialitate. Pentru membrii săi se aplică o reducere de 10% la serviciile solicitate. Acestea pot fi acordate chiar și locuitorilor de la sate. Casa de ajutor reciproc Reghin vine din nou în sprijinul membrilor săi. De această dată este vorba de servicii funerare. În cazul unui deces, urmașii persoanelor care au fost membre ale casei de ajutor reciproc a pensionarilor pot beneficia de ajutor de mormântare. Acesta este format din fondul de cotizație acumulat, cât și dintr-un ajutor din partea CARP. Dar există și alte avantaje. Deci acești bani se pot utiliza pentru aceste servicii. De asemenea, cine se va ocupa de acest serviciu are acces și la Casa de Pensii Națională și poate ridica și de acolo ajutorul care îl primește persoana decedată, astfel încât chestiunile financiare să fie cât mai simple pentru urmașii celor decedați. Serviciile oferite de Casa de Ajutor Reciproc în cazuri de deces sunt complete și pot acoperi toate necesitățile. Acestea pot fi acordate chiar și la sate. Pentru membrii CARP care vor fi vor avea un discount de 10% și pe parcurs vor fi și mai multe facilități. Aș mai completa dacă în tot în timp și servicii am face servicii complete. Asta de la coroane la sicrie, la știu eu, jerpe și tot se găsesc la magazinul care e în incinta CARP-ului Reghin. Informații suplimentare despre acest serviciu pot fi obținute la sediul Casei de Ajutor Reciproc din strada Sării, numărul 11, sau la numerele de telefon 0744-424-534, 0741-228-233. Schimbări în programa școlară de învățământ primar din acest an. Matematica va fi învățată în combinație cu științele naturii, cu noțiuni de fizică sau chiar astronomie. Elevii din clasele pregătitoare vor studia o limbă străină, iar materiile opționale nu vor mai fi obligatorii pentru clasa pregătitoare 1 și a 2. Începând cu anul școlar 2014-2015, elevii claselor primare au o nouă programă școlară. Aceasta respectă ordinul Ministrului Educației Naționale din 12 martie 2013 privind aprobarea planului cadru pentru învățământul primar. Plan cadru care stipulează numărul de ore pentru fiecare clasă, acestea fiind număr maxim de ore la clasa pregătitoare 20, la clasele 1, a 2 și a 3, număr maxim de oră pe săptămână 21, iar la clasa 4 vor fi 22 de ore maxim. Programa din acest an pentru clasele primare cuprinde și noi materii introduse, iar matematica va fi combinată cu alte obiecte din aceeași arie curriculară. Ceea ce este nou, faptul că avem introdus în planul cadru limbă modernă la clasa pregătitoare, o oră pentru clasa 1, de asemenea o oră pentru clasa 2, urmând ca din clasele a 3-a și a 4-a să avem câte 2 ore de limbă străină. Apoi tot ca o noutate apare faptul că la clasa pregătitoare, clasa 1 și a 2-a, matematica și științele naturii se predau integrat, respectiv 3 plus 1 ore la clasele pregătitoare și clasa 1, iar la clasa a 2-a sunt 4 ore plus 1. Astfel, elevii studiază formele de relief, sistemul solar, electricitatea sau fracțiile în același manual. Specialiștii Institutului pentru Științele Educației spun că au scos din programă informații inutile pentru cei care abia încep școala. O altă schimbare vizează materiile opționale, care, potrivit cadrelor didactice din învățământul primar, reprezintă un beneficiu pentru cei mici. În oferta pentru opționale, de fiecare dată menționăm și disciplinele opționale avizate de Ministerul Educației. Pentru clasele pregătitoare, clasele 1 și a 2, există educație pentru societate, un opțional avizat de minister. Pentru clasele a 3 și a 4 există filosofie pentru copii, educație financiară. Sunt opționale absolut utile copiilor pentru că, de exemplu, educația financiară îl familiarizează cu banii, cu modul de economisire a banilor, cu înțelegerea anumitor concepte legate de folosirea lor, de valoarea în sine a monedei.
Ar fi totuși o problemă. Singurii care știu cum să abordeze noua programă sunt profesorii care au preluat în ultimii ani clasa pregătitoare și au făcut cursuri de formare interdisciplinare. Pregătiți sau nu, învățătorii vor da piept cu o nouă programă de luna viitoare. Parada baloanelor cu aer cald de la Câmpul Cetății se desfășoară în acest an în perioada 26-28 septembrie. Programul celor trei zile cuprinde ședințe tehnice, demonstrații, zbor ancorat, dar și concerte. Duminică 28 septembrie, localitatea Câmpul Cetății va găzdui și parada mașinilor clasice. O nouă ediție a Paradei Baloanelor la Câmpul Cetății. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a trei zile și încearcă să ofere participanților activități diverse. În prima zi a Paradei, programul începe la ora 6 dimineața cu ședința tehnică. Programul include și ascensiune în masă, zbor ancorat și inițiere de ucenici. În data de 27 septembrie, de la ora 10, este programată o demonstrație de zbor pentru parapantă și deltaplan. În intervalul orar 18-20 va avea loc o ascensiune în masă și zbor ancorat, iar programul de sâmbătă se încheie cu concerte. Și în ultima zi a evenimentului sunt programate ședințe tehnice, demonstrații de zbor pentru parapantă și deltaplan. Și în această zi programul se încheie cu concerte. Ziua de duminică, tot la Câmpul Cetății, va mai găzdui și parada mașinilor clasice. Expoziția mașinilor va începe la ora 11 și se va încheia la ora 20. Programul mai include și zborul cu baloane cu aer cald pentru expozanți la ora 19. Cei care doresc să zboare cu unul dintre baloanele cu aer cald participante la paradă își pot face o planificare a zborului la telefonul 0743 030 608 sau la e-mailul afișat pe ecran. Zi de sărbătoare la gimnaziul Florea Bogdan. Elevii claselor 4-8 alături de profesorii de limbi străine și muzică au organizat o manifestare artistică cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Străine. Numai puțin de 35 de elevi au prezentat cântece și dansuri în diferite limbi. Elevii școlii gimnaziale Florea Bogdan au avut prilej de sărbătoare. Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine, au pregătit cântece și dansuri în limbile germană, engleză și franceză. Copiii au fost încântați să participe. Mi se pare frumos că sărbătorim și noi Ziua Limbilor și că particip și la o reprezentație cu un cântec. Eu am pregătit un cântecel cu toți colegii mei. În engleză, ne-am pregătit trei zile, este despre iubire, un om care a plecat pe ocean. La fel ca colega dinainte, tot un cântecel cu clasa mea, toată clasa. E primul an acum când particip. Mi se pare ceva interesant. Noi astăzi am pregătit două dansuri în limba franceză și sper să ne iasă bine. În grupul nostru sunt 5 fete, iar în celălalt sunt 7 fete și un băiat. Cine v-a coordonat? Doamna profesoară de limba franceză, Roșca Stella. În manifestare au fost antrenați elevi din clasele 4-8, care au fost pregătiți de profesorii de limbi străine, dar și de muzică. Pentru programul de astăzi sunt 35 de elevi din clasele 4-8, care vor participa nu ca spectatori, ci ca protagoniști în programul de care vă vorbeam. Acest program va cuprinde două prezentări PowerPoint, de asemenea în limba germană va fi o prezentare legată de țările în care se vorbește limba germană. Apoi vor fi interpretate cântece în limba engleză, în limba franceză. Ziua Europeană a Limbilor Străine a fost proclamată de Consiliul Europei la data de 6 decembrie 2011, fiind sărbătorită de atunci în fiecare an. Această zi urmărește să promoveze importanța învățării a cât mai multe limbi străine, cu scopul de a facilita pluralismul și înțelegerea interculturală. Festivalul Internațional de Film Transilvania a revenit la Târgu Mureș. Cea de-a doua ediție a început vineri 26 septembrie și aduce în oraș filme, proiecții, concerte și petreceri. Ediția de anul acesta este organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Consiliul Județean Mureș.
A doua ediție a Festivalului Internațional de Filme Transilvania se desfășoară la Târgu Mureș până pe 28 septembrie. Gazde sunt Palatul Culturii, Teatrul de Vară, Cinema Arta, Cocoșul de Aur și Jebistro. Acestea oferă spații dedicate proiecțiilor de film. Cocoșul de Aur, o locație emblematică a orașului pe care festivalul a pus-o în valoare încă de la prima ediție, va găzdui atât proiecții cât și concerte live și petreceri, iar Jebistro va fi pentru două seri locul de întâlnire a celor interesați de cele mai apreciate scurtmetraje din programele festivalurilor TIFF sau Animest. În cadrul ediției vor fi proiectate filme câștigătoare, românești și străine. În categoria câștigătorilor se înscrie Marea Frumusețe, regia Paolo Sorrentino. Filmul care a câștigat anul acesta Oscarul pentru cel mai bun film străin. Acesta prezintă povestea unui scriitor aflat în pragul bătrâneții care rememorează tinerețea lui plină cândva de pasiuni, atunci când privește orașul Roma ca un melanj de figuri politice, artiști, femei din înalta societate, intelectuali, chiar și delicvenți. O altă recomandare din program este Câinele japonez, regia Tudor Jurgiu, care reprezintă propunerea României pentru cel mai bun film străin la următoarea ediție a premiilor Oscar, un film delicat și tandru despre reconciliere familială. Câinele japonez îl prezintă pe Victor Răbenciuc în rolul lui Costache Moldu, un bătrân care și-a pierdut soția, casa și agonisialea de o viață în urma unei inundații. Întoarcerea neașteptată a fiului său din Japonia, alături de soție și băiat, îi va pune pe amândoi în situația în care trebuie să reînvețe, să comunice și să redevină o familie. Câștigătorul Marelui Premiu Trofeul Transilvania la TIFF 2014 a fost filmul Stockholm, în regia lui Rodrigo Sorogoyen, care a câștigat importante premii și la festivalurile Malaga 2013, Miami 2014, inclusiv pentru cel mai bun regizor, cea mai bună actriță, cel mai bun scenarist debutant și cel mai bun actor debutant. O poveste în culori dramatice și romantice, acțiunea Stockholm se petrece într-o singură noapte, care va lega pentru totdeauna doi oameni care înainte nici măcar nu se cunoșteau. La TIFF Mureș va fi proiectat și filmul America Venim, regia Răzvan Săvescu, lansat în cinematografe în 19 septembrie. Un grup de artiști din Târgoviște pleacă în America pentru o reprezentație, dar ajung pe mâna unui impresar dubios, care le promite mare acusarea pentru a-i lua într-un turneu de amploare în Statele Unite, iar de acolo problemele lor par să nu mai aibă sfârșit. TIFF Mureș este un eveniment organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, Consiliul Județean Mureș. Intrarea la toate evenimentele din program este gratuită în limita locurilor disponibile. Nu trebuie să ratați șansa de a o asculta live pe Gențiana Ganea, tânăra interpretă din Târgu Mureș, devine tot mai cunoscută datorită colaborărilor muzicale de care le-a avut. Vineri 3 octombrie va cânta la Reghin în cadrul spectacolului Acorduri de toamnă, organizat de Casa de Cultura Tineretului George Enescu. Gândul meu e la tine și îmi face să ai tu apar și dispar, mă ridici și mă lași ca lângă. Gențiana Ganea, un nume ce devine cunoscut în lumea muzicală românească, iar în rândul mureșenilor, abia dacă mai are nevoie de prezentare. Originară din Brașov, stabilită în Târgu Mureș, artista a cântat cu mai multe ocazii și la Reghin. S-a făcut remarcată nu doar ca interpretă, ci și în planul compoziției muzicale, atât pe partea melodică, cât și ca textieră. O piesă apreciată și accesată pe internet este intitulată Al meu, realizată în colaborare cu Daniel Antonescu, pe numele lui de scenă Anton. Interpretez tot felul de genuri muzicale, chiar și cover-uri internaționale, cover-uri de la noi din România, dar încerc să conturez și viziunea mea artistică. Am compus câteva piese împreună cu artiști foarte buni. Piesele se găsesc pe YouTube, acolo încerc să le promovez. Ca să vă dau așa câteva nume, este vorba despre piesa Al meu, piesa Vis, piesa Lasă-mă. Gențiana s-a remarcat la concursul național de creație Eurovision din 2007 și 2008, în colaborare cu trupa New Effect, piesele înscrise calificându-se în preselecțiile televizate. De asemenea, la festivalul de interpretare Mamaia 2004, alături de trupa Vertigo, a câștigat premiul special al radiodifuziunii române. Povestea vieții ei a început în Brașov.
De fapt, eu sunt brașoveancă, acolo am crescut, acolo am învățat. M-am căsătorit și am ajuns la Târgu Mureș. La Brașov am activat foarte mult în lumea muzicală. Venind la Târgu Mureș a fost o perioadă de câțiva ani de zile de adaptare, mi-a fost destul de greu. În cele din urmă m-am adaptat și am descoperit un oraș minunat, niște oameni minunați, artiști foarte buni în Târgu Mureș, cu care am avut ocazia să colaborez și să creez niște lucruri foarte, foarte frumoase. Nu puțin sunt cei care se întreabă ce reprezintă numele de Gențiana și dacă este doar de scenă sau apare și în actul ei de identitate. E o floare, este vorba despre o floare montană. Mama mea mi-a povestit cum a ajuns la numele de Gențiana. Fiind însărcinată, a visat o floare albastră foarte frumoasă, a căutat-o în mai multe cărți, până la urmă a găsit-o. Gențiana. Și așa am ajuns, așa a ajuns numele meu să fie și numele din buletin. Vineri 3 octombrie de la ora 18, Gențiana va cânta la Reghin în cadrul spectacolului Acorduri de toamnă, organizat de Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. La rubrica Da pentru Reghin, Georgiana Stuparu vă vorbește astăzi despre o altă personalitate și anume Marin Șara. Vă invit așadar să urmăriți materialul următor. Bun găsit la rubrica Da pentru Reghin, care prezintă detalii din viața cetățenilor de onoare ai municipiului nostru. În cadrul ediției de astăzi aflați despre Nicolae Marin Șara. S-a născut la 11 aprilie 1939 la Reghin, într-o familie de dascăli. A urmat studiile gimnaziale și liceale în Reghin și Târgu Mureș. După terminarea liceului, a urmat Școala Tehnică de Biblioteconomie din București, Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu Mureș, Facultatea de Română Istorie și și-a continuat studiile la Facultatea de Istorie-Filozofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A lucrat ca educator, iar apoi ca bibliotecar la Biblioteca Orășenească din Reghin. Din 1981 până în 2011 a fost directorul Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin. În cei 45 de ani de activitate și-a lăsat amprenta în munca de popularizare a cărții, de educare, informare și documentare a cititorilor. Organizează numeroase întâlniri cu oameni de știință și cultură și scriitori. În anul 1971 a înființat și coordonat Cenaclul Literar Lucian Blaga. Roadele muncii s-au concretizat prin tipărirea volumelor de poezie Antologie Lirică și Neprețuitele Râuri, dar și a cărților referitoare la istoria orașului și a bibliotecii reghinene. Sub îndelunga sa conducere, biblioteca a devenit una din instituțiile reprezentative ale Reghinului, apreciată atât pe plan local cât și național. Paralel cu activitatea profesională, s-a preocupat de cercetarea și valorificarea istoriei locale sub toate aspectele, fiind membru al despărțământului Reghin al Astrei. De numele său se leagă și ziarul local Gazeta Reghinului, de care se ocupă încă din anul 1990, dar și seria lucrărilor Reghinul Cultural, care surprinde viața personalităților reghinene. Datorită profesionalismului activității desfășurate în munca cu cartea și cea de cercetare a istoriei locale, în decursul anilor a fost premiat cu numeroase distincții, diplome și premii, dintre care amintim acordarea în 2004 de către Președinția României prin decretul prezidențial Ordinul Meritului Cultural în grad de cavaler pentru contribuții deosebite la dezvoltarea și promovarea culturii românești. În anul 2006 a fost desemnat cetățean de onoare al municipiului Reghin. Aceasta a fost rubrica Da pentru Reghin. Vă aștept și mâine cu informații despre cetățenii de onoare ai municipiului nostru. Sunt Georgiana Stuparu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre primul videoclip al tinerei interprete de muzică populară, Alexia Ștelian. Știrea despre bursa locurilor de muncă de vineri a fost a doua în topul audienței. Pe locul 3, în topul preferințelor internauților, s-a aflat rubrica Da pentru Reghin, în cadrul căreia a fost prezentat Anton Badea. Materialul despre primul videoclip al tinerei interprete de muzică populară, Alexia Ștelian, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Da Reghin TV. Pe locul 2, ca număr de vizionări, se află știrea despre bursa locurilor de muncă de vineri. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, a fost rubrica Da pentru Reghin, în cadrul căreia a fost prezentat Anton Badea. Puteți vedea și dumneavoastră știrile, vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Da Reghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.
Rămâneți în continuare cu Dareghin TV. Vineri 26 septembrie de la ora 19, Georgiana Stuparu vă invită la o nouă ediție a emisiunii School TV într-o discuție cu și despre liceenii reghineni. De la ora 21, Ovidiu Ilisan vă invită să urmăriți emisiunea Zâmbet și Culoare, alături de Enea German și Florin Vos, sub genericul Umorul la români. Sâmbătă, de la ora 11, puteți urmări spectacolul de muzică populară din cadrul manifestării Ziua Recoltei. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în continuare Jurnalul Economic și Cursul Valutar, Jurnalul de Astăzi, știrile din sport, iar la final prognoza meteo. În ceea ce mă privește, trebuie să vă spun că acesta a fost ultimul jurnal de Reghin din cariera mea de prezentator la Dareghin TV. Nu pot pleca de la acest pupitru înainte de a vă mulțumi dumneavoastră, telespectatorilor și colegilor mei care mi-au fost alături timp de 2 ani. Sunt convinsă că pupitrul știrilor rămâne pe mâini bune. De aceea vă îndemn să rămâneți fidel celui mai cuprinzător jurnal de știri din județul Mureș. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Mândra noastră cea frumoasă, scoate capul pe fereastră. Și fereastra-i mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Mi-ai vizitat? Ai comandat? Pavio te-a premiat. No, ți-a auzit? Și mi-o lua de la noi de 2000 de lei, o să câștigi o grămadă de premii. Să trage la sorți. No. Nu mai zăbori. Hai la Pavio dacă vrei un televizor LCD, mă, din ăla subțire, o tabletă, un aspirator profesional. Detalii magazinului nostru de prezentare din Reghin. Pavio, Reghin, strada Iernuței, numărul 138. Ferestre mândre din Ardeal, mă, de la Pavio. No, no, haideți repede. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Tratăm cu căldură. Vă oferim cazane pe combustibil solid Atmos și Visman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Visman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servicii în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului numărul 1 sau la telefon 0265 307 221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură. Hotel Restaurant Marion, Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta.
restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestrii bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Găsit la Jurnal Economic. Tendințele pieței de turism pentru 2015 arată o creștere de peste 30% a cererilor pentru destinații exotice, cum ar fi Maldive, Caraibe, Asia. Accentuarea creșterii numărului de rezervări pe early booking și a rezervărilor online, chiar dacă sunt dublate de informații pe telefon. Asta susține reprezentantul unei importante agenții de turism cu servicii online. În prezent, în România, 65% dintre rezervările pentru călătorii se fac online, în timp ce piața agențiilor clasice a scăzut spre 24%. Vârful de vânzări pentru vacanțele din vară este în România în luna martie, în timp ce în alte țări, precum Germania, acestea se cumpără încă din luna ianuarie. Una dintre schimbările înregistrate în piață în acest an este rezervarea vacanței de Revelion încă din septembrie, românii nemai așteptând perioada noiembrie-decembrie pentru a-și cumpăra astfel de pachete. Austria și Bulgaria se mențin în topul preferințelor românilor care vor să-și petreacă sărbătorile de iarnă la schi. Însă tendința rezervărilor pentru destinațiile calde aduce în prim plan Republica Dominicană, dar și Singapore, o destinație nouă, dar deja cerută pentru Revelion. Pe lângă acestea, Dubai este o destinație care crește în continuare foarte mult. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care dețin sau achiziționează servicii de telefonie și internet în cadrul unor oferte prezentate ca având beneficii nelimitate, că operatorii telecom pot impune limite de utilizare a minutelor, SMS-urilor sau datelor prevăzute în oferte, depășirea acestora putând conduce la restricționarea accesului la serviciile respective sau chiar la costuri suplimentare. De exemplu, pentru a reduce riscul fraudelor, operatorii pot restricționa sau întrerupe accesul la serviciul de telefonie în cazul utilizatorilor care depășesc un consum lunar considerat ca fiind rezonabil, detaliat act contractual prin anumite praguri. De asemenea, operatorii pot limita beneficiile contractuale în situațiile în care traficul lunar de voce efectuat în afara rețelei are valori mult mai mari față de traficul de voce primit din afara rețelei sau pot reduce vitezele de transfer al datelor după consumarea unei anumite cantități de trafic de date. Important este să se citească cu atenție contractul în momentul semnării acestuia. Doamnelor și domnilor, acesta a fost Jurnalul Economic. Urmează Cursul Valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 42 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei 48 de bani. Un franc elvețian a fost vândut la ghișeie cu 3 lei 70 de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5 lei 63 de bani, iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 44 de bani. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 36 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 41 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 60 de bani. O liră sterlină a costat la cumpărare 5 lei 54 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu 41 de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 135 de lei 67 de bani.
Bine v-am regăsit! Berbec, începeți ziua hotărât să terminați o lucrare în casă. Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu banii, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Dacă nu vă străduiți să evitați o ceartă, riscați să rupeți relațiile. După amiază primiți o veste bună de la o rudă apropiată. Taur, puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri, sunt bine aspectate și relațiile cu familia și prietenii. Dimineața vă întâlniți cu o persoană cu care nu v-ați văzut de mult timp. După amiază vă ocupați de problemele familiei care nu suferă amânare. Vă recomand să țineți cont și de dorințele celor mici. Gemeni. S-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață. Vă sfătuiesc să rezolvați această dispută cu blândețe. Spre seară, o vizită la prieteni vă poate readuce armonia în cuplu și buna dispoziție. Aveți grijă să nu dați ocazia unor scene de gelozie. Rac. S-ar putea să fiți puțin confuz din cauza problemelor sentimentale. Nu vă încăpățânați să vă rezolvați singur toate problemele. Vă sfătuiesc să acceptați ajutorul celor apropiați. Sfaturile unei rudenii vă ajută să evitați o ceartă în familie. Leu, puteți avea succes la studii, în colaborări și în tranzacții financiare. Toate acestea vă pot aduce câștiguri importante. După amiază sunteți nevoiți să plecați într-o călătorie. Să nu vă mirați dacă aveți parte de o scenă de gelozie. Vă sfătuiesc să nu luați nicio decizie în grabă. Fecioară. Dimineața, nervozitatea vă poate pune într-o situație neplăcută, riscați să declanșați o ceartă cu partenerul de viață sau cu o persoană mai în vârstă din familie. Vă recomand să vă păstrați calmul și să vă concentrați asupra problemelor urgente. Odihniți-vă mai mult! Cu celelalte 6 zodii ne revedem imediat! Răsfață-ți simțurile și uită de griji, pentru că de acum noi ne ocupăm de succesul evenimentului tău. Un cadru elegant și rafinat, unde detaliile fac diferența, te așteaptă pentru amintiri de neuitat. Salonul de evenimente Equinox, rafinamentul eleganței. Pentru informații și rezervări, 0740-766-166 sau contact@equinoxroyal.ro. Niagara, strada izvorului numărul 11. Spălătorie și cosmetizare auto, vulcanizare, vânzare anvelope noi, nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. La noi, covoarele devin uscate în maxim 8 ore, în uscătorie profesională. Livrarea lor are loc în maxim 24 de ore după preluare. Pentru ridicări de la domiciliu, poți suna la telefon 0745-377-779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin, strada izvorului numărul 11. Ai absolvit liceul cu sau fără diplomă de bacalaureat? Te așteptăm la Colegiul de Studii Post-Liceale din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș. Detalii pe www.cantemir.ro. Rata oferta promoțională la motocoasele Stihl, începând de la numai 630 de lei. Stihl, numărul 1 mondial, prin Antora Invest Rain. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. În prima parte a zilei aveți de alergat în stânga și în dreapta. Sunteți indispus și aveți tendința de a exagera. Nu fiți încăpățânat dacă vreți să nu vă certați cu persoana iubită. Vă sfătuiesc să evitați activitățile stresante și să vă relaxați. Scorpion.
Începeți ziua plin de energie și entuziasm. Aveți grijă să nu depășiți anumite limite și să nu provocați discuții în contradictoriu cu colegii. După amiază s-ar putea să aveți o problemă sentimentală neașteptată. Vă recomand să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Săgetător. Aveți ocazia să obțineți cu ușurință câștiguri mărunte, dar vă sfătuie să fiți prudent și să evitați speculațiile. După amiază s-ar putea să aveți o dispută cu partenerul de viață dacă refuzați să mergeți în vizită la o rudă. Nu vă neglijați prietenii și rudele apropiate. Capricorn. Vă puteți ocupa de probleme financiare, aveți șanse să redresați bugetul familiei. Dacă vi se propune o colaborare, ar fi bine să nu refuzați. Vă recomand să vă consultați și cu partenerul de viață. Vărsător. Aveți multe de rezolvat, așa că vă sfătuiesc să vă stabiliți clar prioritățile. Dimineața sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute, dar necesare. S-ar putea să vă ocupați de o problemă urgentă a unei persoane dragi din familie. Pești. Este o zi bună pentru a vă pune în practică planurile de afaceri. Puteți să progresați considerabil pe plan financiar. Relațiile cu colegii și cu prietenii sunt bune. Din dorința de a fi mai independent, ar putea să provocați discuții aprinse în familie. Vă recomand să fiți mai diplomat și să nu refuzați dialogul. Acestea sunt previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! Cel mai bun rezultat obținut vreodată de România la campionatul mondial de dans sportiv aparține de acum perechii Roman și Mirona. Cei doi sportivi sunt din Reghin și au înregistrat performanța duminică, 21 septembrie, în China. La start s-au aliniat 16 perechi din întreaga lume, iar România au reușit performanța de a se clasa pe locul al patrulea, în urma unei lupte strânse, care s-a dat în finală cu concurenți din Germania, Rusia, Franța, Italia, China și Georgia. Un nou succes istoric al României la dans sportiv. Acesta a fost obținut de perechea Roman Cifligli Mirona Gliga din Reghin la campionatul mondial din Chengdu, China. Prestigioasa competiție de show-uri latino-americane a avut loc în 21 septembrie, iar la start s-au aliniat 16 perechi din întreaga lume, cei mai buni dansatori, unii dintre ei campioni naționali la categoria pentru care au concurat. Românii au reușit performanța de a se clasa pe locul al patrulea, în urma unei lupte strânse care s-a dat în finală cu concurenți din Germania, Rusia, Franța, Italia, China și Georgia. Potrivit președintelui Federației Române de Dans Sportiv, Vasile Gliga, Roman și Mirona au construit un show cu elemente de flamenco, Black Gypsy, care a împletit pasiunea muzicii cu magia dansului, subliniată de elementele de vestimentație. Coreografia a fost rodul unei munci de 9 luni, la care și-au adus aportul Victor Nikovski din Rusia și Tony Lopez din Barcelona, ale căror amprente s-au întipărit în dansul celor doi. Rezultatul obținut de români este cu atât mai important cu cât campionatul mondial de show-uri este o competiție deosebită, cu alte reguli față de competițiile obișnuite. Dansatorii trebuie să construiască un show de 3,5-4 minute, cu care trebuie să îi convingă pe membrii juriului prin tehnică, muzicalitate și coreografie. FCM Viitorul Reghin va juca sâmbătă 27 septembrie o altă partidă din cadrul campionatului de fotbal feminin. În etapa a treia, echipa va întâlni Ladies Târgu Mureș în deplasare pe terenul de la Adrianu Mare. Jocul va fi greu, spune antrenorul Secundorel Pascu, dar speră ca fetele să obțină cel puțin un punct, mai ales că lotul va fi complet odată cu venirea jucătoarelor de la Sibiu și Arad. O nouă confruntare în campionat. FCM Viitorul Reghin va întâlni echipa Ladies Târgu Mureș într-o confruntare pe terenul de la Adrianu Mare, sâmbătă 27 septembrie de la ora 11. Tehnicianul secund Dorel Pascu este de părere că meciul va fi greu, dar speră totuși în obținerea punctelor puse în joc. Mergem acolo, bineînțeles, mergem acolo și au întărit echipa cu celelalte fete de la Târgu Mureș, de la Superliga, de la așa, și-au întărit echipa, o echipă foarte bună. Abia Baia Mare, care a căzut acum din Superliga, abia a câștigat cu 1-0 cu Baia Mare, cu ele, acasă la Baia Mare. Deci o să avem un meci foarte greu, dar mergem cu speranța că să aducem măcar un punct.
dacă nu cele trei puncte de care avem nevoie. Începând cu partida din 27 septembrie, lotul reghinean de fotbal feminin va fi completat cu 8 sportive. Avem 4 fete de la Raș și cele 4 de la Sibiu, care vin astăzi și mâine vor fi prezente și ele la meci. Din păcate, fata de la Bistrița Ioana are un eveniment în familie și nu poate veni. Deci lotul e complet, nu este problemă la lot. Partida din cadrul etapei a doua cu CSS Oltenia, programată pentru data de 21 septembrie, a fost amânată pentru 11 octombrie. În cadrul campaniei Da pentru Sport, continuăm să vă prezentăm copiii care activează în cadrul Clubului Sportiv Atletic Gurghiu. Urmăriți un interviu realizat de Ghiță Zileriu și Norbert Urban. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Da Reghin TV și normal campania Da pentru Sport. Clubul Atletic din Gurghiu vă prezintă o serie de copii extrem de talentați care practică fotbalul în mod organizat și, de ce nu, viitorii fotbaliști ai naționalei să fie de aici, ne dorim. Bun, stăm de vorbă cu... Dan Paul. Bun, Paul, te rog să-mi spui câți ani ai, de unde ești, la ce școală ești? Am 11 ani, sunt din Gurghiu și sunt la Școala Generală Gurghiu. Bun. De cât timp practici fotbalul în mod organizat? Un an jumate, doi. Un an jumate, doi. Și cum ți se pare fotbalul astăzi față de acum un an jumate, doi? Mai simplu, mai ușor. Mai ușor. Ai avut de învățat? Da. Da? Foarte mult. Foarte mult. Și tu crezi că ai evoluat în bine? Deci ai rezultate? Tu te simți că ești mai bine? Da. Da? Bun. Și încă ceva. Meritul al cui crezi că e? Al antrenorilor, al tău sau ceva combinat? Al antrenorilor. Da, și al tău, că dacă nu erai acolo să pui osul, cred că nu ești. Și al meu. Și al tău. Bun. Da, e extrem de modest, este un lucru bun. De ce poți joci? Atacant. Atacant. Îți place golul? Da. Da, bun, ar fi fost culmea. Pe atacant trebuie să-i întreb întotdeauna. Într-o fază în care tu ai șansa de a da gol, dar un coechipier de-al tău e mai bine plasat, ce faci? Dai tu sau pasezi? Pasez. Bun, perfect. Iată, spiritul de fair play, vreau să spun, din instinct vine. Și ai participat la ceva turnee? Da. Acum? Da? Și cum ți se pare în momentul în care mergi în turneu și nu ești acasă? Și cum e? Nu pot să explic exact. Da? Dar m-am obișnuit. Te-ai obișnuit, da? Deci oricum, viața de fotbalist înseamnă să fii tot timpul pe drumuri, asta știi? Da. Presupune, da? Da. Bun. Ai vreun o echipă preferată, un jucător preferat? Cineva, așa tu, care să-ți placă și să zici că da? Echipa Barcelona și jucătorul Messi. Da, mi se pare foarte clar, foarte concret. Da, da, sunt de aceeași părere cu el. Nu știu, la națională te-ai gândit vreodată, nu știu, să joci. Adică să ajungi la Barcelona trebuie să pornești de undeva, da? Da. Da. Ai vrea să joci la națională? Da. Da? Foarte mult. Foarte mult. Bine. Paul, eu îți doresc tot binele din lume, visele tale să se împlinească, să pui osul așa cum trebuie mai departe, să asculți de profesori și cu siguranță de ajunge un fotbalist așa cum ne dorim cu toții. Bun, multă baftă. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, iar până la o nouă întâlnire aici la Da pentru Sport, și normal, nu? Copii extrem de talentați, trebuie să vi prezentăm numai bine. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni, la aceeași oră. La revedere! Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi capricioasă, dar se va simți o încălzire ușoară. Termometrele vor indica în Reghin valoarea de 15 grade Celsius, iar în Târgu Mureș 16 grade. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi parțial noros. Pentru Luduș și Iernut sunt prognozate 17 grade Celsius, iar la Batoș se vor înregistra 15 grade. La Sighișoara și Sovata temperatura maximă va fi de 14 grade, iar la Sâncen 13. Vremea se menține capricioasă și în afara județului nostru, așadar cerul va fi noros. Pentru Brașov sunt prognozate 11 grade.